de la orarit, la biciclete, la demipensiune. Multe femei de afaceri din Negev au început să schimbe lucrurile. Deșertul Negev constituie mai mult de jumătate din suprafața Israelului. Unii oameni îl numesc un pustiu, dar alții îl văd ca un pământ al oportunităților. Ben Gurion, de exemplu, a văzut deșertul Negev ca un pământ în care israelienii ar putea fi testați ca să populeze pustiul și să-l facă să înflorească. Posibilitățile sunt nesfârșite în deșertul Negev. Americanca creștină Beth Isran e plină de optimism în ceea ce privește femeile în această regiune. Isran, o femeie de afaceri din Colorado, a auzit de nevoia de aici și a răspuns. Statul Israel trebuie să înțeleagă că sunt atât de mulți americani adevărați, care sunt creștini și ar da orice pentru ei, care sunt de partea lor și care nu-i lasă singuri. Elina Tedoran a luptat în numele femeilor antreprenori ani la rândul și a găsit un aliat în Israel. Eram singur în această lucrare și simțeam că totul cade pe umerii mei. Am simțit că pot împărtăși idei cu ea și cred că ea ne aduce idei noi din străinătate. Mi-au cerut să vin și să vorbesc cu femeile din regiunea Negev și să le ajut să-și găsească locul. Isern lucrează acum cu multe femei de afaceri din Negev. Shmuel Refman, primarul unei regiuni din Negev, apreciază investiția ei. Considerăm că timpul ne aparține. Banii vin și se duc, dar modul în care Beth Isern investește timpul și eforturile pe care le depune sunt incredibile. Multe femei de afaceri spun că Isern schimbă lucrurile. Unul dintre ele este promovarea produselor pe internet. Ea ne conectează și ne ajută să susținem acest forum de femei și ne face legătura peste mări. Israelul e mic, Neghevul e o parte mică din Israel, iar ea ne conectează cu lumea de afară. Cred că e foarte important asta. Pentru Shahar și Ruthie, ambele olari, a însemnat o creștere a încrederii. A însemnat foarte mult pentru mine. Simți că cineva e alături de tine. Mi-a dat curaj și inspirație. Regiunea Negev atinge istoria biblică în care au umblat cândva oameni ca Avraam. Isern vede un viitor strălucit pentru acest pământ. Ideea de bază a acestei femei de afaceri este dragostea. Scopul principal este să arătăm comunității de evrei că noi, creștinii, suntem de partea lor și că iubim foarte mult.